Elevii care au absolvit liceul, dar nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat, vor putea să-și continue studiile. Chiar și fără diplomă, Ministerul Educației a decis că se pot înscrie în învățământul terțiar. Ce se întâmplă cu numărul mare de elevi care fie nu s-au prezentat, fie n-au promovat examenul de bacalaureat? Este o povară imensă pe umerii societății. Aceasta ar fi o povară imensă. Atunci mi se pare o idee foarte bună să le dai posibilitatea de a se califica în ceva. Postliceoalele pot face parte din structura universităților sau pot funcționa independent de acestea. Indiferent unde vor alege să se înscrie, candidații au șansa să învețe o meserie. Durata de studiu va fi cuprinsă între un an și trei ani, iar absolvenții vor primi diplome de calificare. Învățământul terțiar non-universitar se organizează la forma cu frecvență pentru calificările profesionale, ocupațiile corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform cadrului național al calificării aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 918 din 2013. Calificările profesionale, ocupațiile corespunzătoare nivelului de calificare, sunt conforme celor menționate în Registrul Național al Calificărilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Până la aprobarea RNC, se utilizează nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar. Informația potrivit căreia absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat s-ar putea înscrie și la facultatea stârnii reacții în rândul studenților eminenți. Nu e corect față de cei care au luat bacalaureatul, au învățat și s-au străduit să ia diploma la timp și ceilalți să se înscrie așa. Adică, practic, nu se mai face nicio diferență. Oricine poate să se înscrie oricând la universitate. Nu mi se pare normal, pentru că dacă nu au învățat destul, înseamnă că nu și-au dorit cu adevărat să ajungă la facultate și nu ar fi corect, pentru că cei care au învățat cu adevărat au intrat unde au dorit. Deci dosarele de înscriere pentru postliceale pentru anul de studiu 2014-2015 se vor putea depune chiar la sediul instituțiilor de învățământ înainte de începerea anului școlar.